Mi-a venit acre. Pur și simplu am fost eliminați. Comita se trezea noaptea, plângea, a leșinat acasă. Cu insistențe sau de ce se facă remeneul și mi-a trimis la Grigore. Și acolo am aflat că are intercefalie și tumoare la creierul mic. Am operat-o. Dacă mă stăteam o zi cu ea acasă, putea să intre foma. A chinuit-o foarte mult. A fost chin pentru ea. Doctorii ne-au să ne desemnăm, pentru că mi-a dublat somnul, pentru că am cel foarte agresiv. Vrem să plecăm cu ea să o examineze și alt doctor, să vedem ce mai e de făcut, mai e de făcut ea. Cum a început totul? Acum un an jumate, avea 2 ani și 8 luni. A vomitat în jet foarte mult lichid, foarte, foarte mult lichid. Cred că un litru și ceva de lichid, dacă nu mai mult. Am fost cu ea la gomoiu, ne-a zis că are intercolită. Am ajuns acasă, i-a dat tratament de intercolită, iar vomita, se trezea noaptea, plângea, a leșinat acasă. Cu insistențe sau de ce se facă remeneul și mi-a trimis la Grigore. Și acolo am aflat că are intercefalie și tumoare la creierul mic. Dacă mă stăteam o zi cu ea acasă, putea să intre coma. Am operat-o, am făcut chimioterapia, 13 ședințe. După ce am terminat chimioterapia, trebuia să facă și radioterapie. Ea fiind foarte mică, nu am făcut-o, a băgat un protocol de întreținere. Tratamentul a decurs foarte bine. Mai avem 3 ședințe, iar după aceasta 3 ședințe vedem dacă facem sau nu radioterapia cu protoni, care în afară costă 70.000 de euro. Ce a fost în inima ta atunci când ai aflat că fetița ta suferă de cancer? Pur și simplu am fost terminați. Mi-a venit acre. Cum a fost perioada de tratament? Foarte greu. Pentru că ai chinuit-o foarte mult. A fost chin pentru ea. De 2 săptămâni. Timp de un an de zile. Cum era Anastasia înainte de a se îmbolnăvi? O fetiță foarte vioară. Se juca. Nu ne-a dat semne de așa ceva. Nu ne trecea prin gând așa ceva. A fost ceva pentru noi un șoc. Și încă nici acum ne-a revenit. Sperăm să facă bine. După ce au operat pe la cap, la tumoare, am sperat că e belină, dar a fost malignă. Începe creierul mic. Câte operații a făcut? 2. Una de hidrocefalie aici în față și una în spate la cap de tumoare. La 2 infecții prin operații, a stat pe antibiotic o lună de zile. De acolo direct ne-a trimis la fundi. Facă chimioterapie, să mă recidiveze. I-a mers foarte bine cu tratamentul, n-a vomitat, a decurs foarte bine protocolul. Așteptăm să terminăm protocolul, să vedem ce mai e de urmat. Ori trebuie să facem și radioterapia în funcție de cum este remeneul. Care a fost cel mai greu moment în lupta aceasta împotriva cancerului? Cel mai greu a fost când îi făcea tratamentul, când îi lua din coloană lichid și băga citotaticul. Atunci a fost cel mai greu, când îi făcea pe butor. Câți ani înșorare acum, Anastasia? 4 ani. Avem un an jumate de când s-a întâmplat. Doctorii ne-au să ne desemnăm, pentru că mi-a dublat somnul, pentru că am cel foarte agresiv. Este singurul tău copilaș? Da. Dintr-un an și jumătate, cât timp ai stat prin spitale? Mai mult în spital. Ce ți-ai dorit cel mai mult pentru fetița ta? Să facă bine. Ce fel de tratament ar trebui să urmeze mai departe? Știu că ți-ai dorit să pleci cu ea în străinătate. Să facă radioterapia cu proton, protonoterapie. În Germania. Cât costă? 70.000 de euro. Când dorești să pleci cu ea? După ce termină protocolul, dacă e nevoie să plecăm cu ea. Adică să aveți o a doua părere? Da, să aveți o a doua părere. Dacă ar fi să transmiți un mesaj de mulțumire celor care te-au ajutat până acum, ce le-ai spune? Le mulțumesc din suflet pentru tot ce au, tot ce care au donat și rog să ne ajute în continuare ca să putem să plecăm cu ea în afară să o facem bine. Vrem să plecăm cu ea să o examineze și alt doctor, să vedem ce mai e de făcut, mai departe cu ea. Ați ascultat până acum povestea Anastasiei. Are 4 anișori și din păcate suferă de cancer pe creier. A trecut până în momentul de față prin 2 operații pe creier foarte complicate. Acum se simte mai bine, iar părinții doresc să meargă cu ea cât mai repede în Germania la protonoterapie. O terapie foarte importantă care se face la o clinică privată din Germania și părinții speră în felul acesta ca această cumplită boală să fie vindecată. Ne rugăm pentru Anastasia
și dorim să fim alături de ea. Toți cei care doriți să donați pentru ea, vă rog să intrați pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro. Acolo avem deschis o campanie de strângere de fonduri și cu ajutorul donațiilor dumneavoastră vom reuși să strângem cei 70.000 de euro să poată să plece cât mai repede în Germania. Pentru fiecare donație vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia.